Mă aflu alături de Bogdan Costea, reprezentantul companiei Carmeos, o companie belgiană care aduce pe piața românească amendamente pentru agricultură. Bogdan, mai exact, ce aduceți pentru fermierii români? Da, cum am spus, într-adevăr, suntem o companie belgiană, dar producem în România. Mai precis, avem 3 fabrici aici. La Deva, la Fieni și la Câmpul Lung, unde producem 2 soluții foarte importante pentru fermieri, mai precis Teracalco 95 și Teracalco 55. Cât de importante sunt aceste produse pentru fermieri? Fac diferența în producția acestor produse? Da, foarte bună întrebare. Noi suntem prezenți pe piața din România de aproximativ 4 ani. 4 ani în care numărul fermierilor care testează și folosesc continuă aceste produse se dublează aproape an de an. Avem rezultate foarte bune, nu doar din punct de vedere al producției, cât și din punct de vedere al calității producției și, mai important, al calității solului. Da? Dacă... Asta înseamnă că fermierii au înțeles nevoia acestui calciu în sol. Da, să știți că încep să înțeleagă. Mai ales că dacă stăm și ne gândim și analizăm situația României, adică în 1991 aveam aproximativ 1,5 milioane de hectare acide, acum avem peste 6 milioane. Alarmant! Da, alarmant într-adevăr, dar ei au început să înțeleagă și din ce în ce mai mult sunt interesați de astfel de soluții și când au descoperit soluția noastră cu substanță activă aproape de 98% și-au dat seama că într-adevăr Să le spunem fermierilor de ce apare această problemă a acidității solului, ce generează această aciditate, cum ajung să aibă acest sol acid? Da, e o întrebare foarte bună, pentru că discutăm de sol acid chiar și pe cernoziomuri, adică am găsit pe cernoziomuri soluri neutre în mod normal, care ar trebui să aibă un pH de 6,8, 7,2. Am găsit chiar un pH de 4,3 și această problemă survine cu 3 probleme, de fapt. Adică problema fizică de structură, în care am băltiri pe solul meu, da? În care în caz de secetă am crăpături excesive, în care apa mi se pierde foarte repede. Apoi vine cu probleme de ordin chimic, unde am blocaje de macroelemente. Practic mă atinge și din punct de vedere economic, adică eu dau, de exemplu, la un pH de 5,2, eu aplic 100 de kg de fosfor, dar din acea 100 de kg de fosfor, practic 32 de kg mi se absorb, restul nu se pierd, dar se blochează în sol și rămân blocate. Plantele mele nu le folosesc. Da? Și a treia problemă, bineînțeles, viața microbiană și viețuitoarele din sol. Adică avem probleme. Astea 3 probleme sunt principale care ar trebui pe noi ca fermieri să ne alarmeze. Când le vedem, e clar că avem nevoie de o soluție. Ce anume generează această aciditate? Repet, este foarte important pentru fermier să știe ce anume. Faptul că aplică mai multe îngrășăminte sau cum se ajunge la această situație? Da, așa e. Practic e un cumul de factori. Într-adevăr, artificial, pentru că noi o producem de la exces de fertilizanți în sol, mai ales folosirea fertilizanților pe bază de azot, ca și azotat de amoniu, sulfat de amoniu, care vin cu un pH de 4,5, care automat ne acidifică solul, folosirea unor măsuri agrotehnice care n-ar trebui folosite pe acele terenuri, nefolosirea unor măsuri agrotehnice ca și scarificările care ne duc la astfel de situații și, bineînțeles, aplicarea diverselor soluții cu pH-uri foarte mici, 2,5-3, în momentul când aplic niște îngrășăminte de sol cu pH-uri atât de mici, niște foliare cu pH-uri atât de mici, trebuie să ne gândim că avem o problemă de reținere. Și nu în ultimul rând, ploile. Să nu uităm, toate ploile sunt acide. Adică avem o problemă, ne intră în sol și odată cu ploile ne intră și aciditatea, care mai departe ne fac cele 3 probleme de care v-am spus. Da. Ce cantitate de produs trebuie să aplicăm și cu ce rezultate? De ce e așa interesant Teracalco 95 și de ce am vrut să vi-l prezint? Pentru că e un produs care are peste 97% substanță activă. Când vorbesc de substanță activă, vorbesc de calciu pur, da? Nu vorbesc de carbonat. În momentul în care
ne gândim așa, ne dăm seama că avem o putere de neutralizare net superioară oricărui alt produs de cenul și automat survine cu o doză foarte mică la unitate de suprafață. Adică discutăm între 0,3 tone și între 0,3 și maxim 2 tone la hectar, maxim. Pentru că produsul are un pH de 12,5, automat doza este foarte mică, se împrăște cu meau foarte ușor, manipularea este foarte ușoară, practic economisim foarte mult. Ca și rezultate, după cum v-am spus și la problemele cele trei, avem trei răspunsuri. Mai precis, primul rezultat pe care îl observăm este din punct de vedere fizic. Îmbunătățirea structurii solului, exact, probabil, nu? Exact. Observăm un sol mai ușor. Avem fermieri care ne spun, domnule, l-am aplicat și am observat că solul meu s-a transformat, e acum ca un burete, în momentul când, exact, când cal pe el își revine, e incredibil, nu-mi vine să cred că e solul meu. Apoi, alți fermieri ne spun, domnule, nu mai avem băltiri, aveam băltiri an de an, primăvară de primăvară, nu puteam să intrăm, ne dura aproximativ o lună întârzierea, nu avem timp să ne facem lucrările, da, și avem o problemă destul de gravă. Apoi, în ultimul rând, în partea chimică a solului, adică observăm că folosim exact tot ce aplicăm. Avem un fermier din zona Olteniei, chiar președintele unei asociații de fermieri, care ne spunea, domnule, în condițiile în care am aplicat cu 50 de kilograme mai puțin fosfor la sola unde am aplicat o tonă de teracalco, am obținut și cu 800 de kilograme în plus la rapiță. Deci sunt foarte mulțumit. E al treilea an deja în care... Practic, partea asta de îmbunătățire a structurii solului din punct de vedere chimic este responsabilă de producție, nu? Așa e. Așa e, aveți perfectă dreptate. Spune-mi, te rog, pentru a aplica acest produs, este musai să se facă o cartare agrochimică? Zic eu, ar trebui, nu? Ca la doctor, mai întâi rețeta și după aia recomandarea medicului și apoi aplicarea produsului, așa este? Așa este, aveți perfectă dreptate. Tocmai de asta v-am și spus că doza la unitatea de suprafață este între 300 de kilograme și 2 tone. În funcție de cartarea agrochimică știm exact cât să aplicăm pe solul respectiv. Foarte important, de obicei aplicăm pe o solă o singură dată, o tonă, și 2-3 ani, 4 ani, 5 ani, depinde de tehnologia care o folosim și de analizele pe care le facem, nu mai aplicăm. Putem efectua, dacă știm exact tipul de sol pe care lucrăm, putem face un plan de amendare cu o durată de 2-3 ani, de așa natură încât următorii 7, după ce se termină aceștia, nu mai avem problema respectivă. Da. Bogdan, văd că aveți și alte produse, sau mă rog, altă granulație. Despre ce este vorba? Sunt alte produse sau e doar o diversificare a produsului? Avem aici Teracalco 55. E practic produsul nostru destinat agriculturii eco. Da, funcționează foarte bine. Da, funcționează foarte bine. E ca o cretă. Este ca un praf, e ca o făină, mai bine spus. Corect, e atât de micronizat încât ajunge undeva pe la 60 de microni. Asta înseamnă că intră foarte rapid în reacție. Și pentru se pierde fermieri, când este împrăștiată pe sol, nu se împrăștie tocmai pentru că există granulația asta praf, foarte mică? Aveți dreptate, face praf, dar efectele sunt compensatoare, dacă pot să spun așa. Da, pentru fermierii bio, care sunt destul de strâmtorați în ceea ce privește cantitatea și calitatea inputurilor, da, corect, pentru ei e ca o mană, dacă pot să spun așa. Adică avem niște fermieri în zona de culturi bio care chiar spuneau, zic că, domnule, de fiecare dată când trec pe lângă tarla, îți mulțumesc. Sunt atât de încântat pentru că văd vecinii de-ai mei care folosesc convențional, în care dau și îngrășăminte și știu că eu am aplicat doar Teracalco 55 și grâul meu arată mult mai bine decât al vecinilor. Da, din ce se obține Teracalco? Teracalco 55 se obține din carbonat pe care noi îl micronizăm într-o moară electronică, de așa natură încât avem... Extrage? Carbonat de calciu. Da, munții noștri, pentru că, practic, după cum v-am zis, producem aici. Toată producția Carmeuz e aici, în România, în cele trei fabrici, unde facem și 55 pentru bio și 95, care e, practic, vârful nostru de gamă.
Mulțumim tare mult!